În anul 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă și-a desfășurat activitatea ca și în alți ani, ca și în anii precedenți, în cele trei domenii de activitate principală: relații de muncă, securitate, sănătate în muncă și supravegherea pieței produselor industriale. În cadrul controalelor pe care Inspectoratul Teritorial de Muncă le-a desfășurat, s-au urmărit teme extinse, tematici extinse, pe toate cele trei domenii de activitate, și voi descrie și voi spune numărul de controale și cele constatate. Acum, defalcat în domeniul relațiilor de muncă. În anul 2016 au fost ITM Maramureș a efectuat un număr de 2200 de controale, comparativ cu 1643 în anul 2015. Au fost constatate aproape 3000 de neconformități și au fost sancționați 332 de agenți economici, spre deosebire de 2015, când au fost 229. Amenzile în anul 2016 pe relații de muncă au fost într-un număr de 132 și avertismente 319. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la suma de 838.500 de lei. Diferență nesemnificativă față de anul precedent și, acum ați observat, un număr superior de controale cu aproximativ 500 și ceva. A fost o creștere a numărului de controale, o echivalare, de fapt, cu anii 2013, 2012-2013, când am avut un număr superior de controale. S-a decis, atât la nivelul Inspecției Muncii, cât și noi aici, la nivel local, am decis, că am stabilit acest număr de controale la operatori ca fiind necesar pentru numărul de agenți economici pe care îl are Maramureș. În anul 2016 ne-am raportat la 11.600 de agenți economici. Cam aceasta este media între 2500 și 3500 de controle pe care inspectoratul poate să le desfășoare pe partea de relații de muncă. Pot să spun că acoperim, așa cum se vede, mai puțin de un sfert din agenții economici pe durata unui an, pe parcursul unui an. La resursele pe care le avem, raportat la aceste resurse, consider că este suficient, este optim și satisface obiectivele Inspectoratului Teritorial de Muncă. În principal, așa cum știți, obiectivul prioritar este combaterea muncii nedeclarate, precum și a altor neconformități. Și o să vă descriu și o să vă spun, raportat la sancțiunile financiare, care au fost principalele constatări pe relații de muncă. Astfel, principalele constatări, neconformități descoperite în controlele noastre, au fost cele, bineînțeles, pe muncă fără forme legale. 420.000 de lei amenzi pentru anul 2016, și 226.000 pentru nerespectarea prevederilor HG500 privind revisarul, baza națională de înregistrare a contractelor de muncă. De asemenea, am mai constatat lipsa foilor colective de prezență, sancționate cu 30.000 de lei, negarantarea în plată a salariului minim brut pe țară, 5.000, nemânarea unui exemplar de contractul individual de muncă, 9.000, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, 6.500, neacordarea indemnizației prevăzute la articolul 53, alineatul 1 din legea 53 pe 2003, 6.500 de lei, nerespectarea privind dispozițiilor privind repausul săptămânal, 1.500 și încă câteva sancțiuni în valoare de 75-80.000 de lei. Deci, pe relații de muncă, cam acestea au fost sancțiunile. După cum știți, Inspectoratul Teritorial de Muncă nu sancționează doar cu amendă, cu pecuniar. Se acordă și avertismente și avertismente scrise și avertismente verbale și se dau măsuri pentru intrarea în conformitate. Într-un fel,
codul muncii, peste 60% din prevederile codului muncii nu sunt sancționate financiar, ci agentul economic trebuie să intre în legalitate, să se conformeze la măsurile date de inspectorii de muncă și dacă nu vor respecta acele măsuri, atunci vor fi sancționați. În ceea ce privește securitatea și referitor la contractele individuale de muncă, aș vrea o statistică scurt să o prezint. Raportat la anul 2015, în ceea ce privește contractele individuale de muncă active, dacă în 2015 au fost aproximativ 114.000 de contracte, în 2016 am finalizat cu 118.000 de contracte individuale de muncă, ajungând ca în acest an, la începutul anului, să avem 120.000 de contracte. Atât pe timp, pe durată nedeterminată, cât și pe durată determinată. De fapt, contractele, ce scuze că intervin, prima este la 1 ianuarie 2015, deci se referă la contractele din cursul anului 2014. Cele de-a doua 118.000 contractele din 2015, iar acum la începutul anului 2017, când sunt evidențiate, de fapt, contractele din 2016, cele 120.000. Da, este adevărat. 120.000 totuși am înregistrat înainte de vara anului 2016. Deci în decembrie 2016 am ajuns la un maxim de 122.500 de contracte. Avem o scădere din decembrie până în februarie, dar să știe că la fiecare început de an foarte mulți agenți economici nu au activitate și renunță în primele două luni ale anului. Este specificul activităților, discutăm aici special la acele unități de, sau firme de construcții care pe perioada iernii nu își desfășoară activitate și au suspendate contracte sau încetează contractele de muncă, valabile salariați. Da. Aș vrea să atrag atenția în continuare la salariații activi. Tot așa, în 2015 am avut 104.000 de salariați activi, în 2016, la 1 ianuarie, așa cum a spus și domnul Onea, 108.000 de salariați activi și acum, în 1 ianuarie 2017, 109.000 salariați. Creșterea este pe ultimul an de 869. Deci, numărul angajatorilor activi, așa cum am spus, este de, a fost în 2016 de la 1 ianuarie de 11.675 și acum în 2017 în ianuarie ne raportăm la un număr de salariați de 12.206 angajatori. Angajatori. Da. Bun, deci pe relații de muncă acestea au fost constatările, nu există diferențe semnificative la cele constatate în piață ca și fenomene, fie contravenționale, fie de altă natură, inclusiv cele penale. Urmărim în continuare munca nedeclarată ca prioritate strategică, asumată de Inspecția Muncii și de ITM-uri, atât prin acordurile programul de guvernare, dar și acorduri europene și chiar internaționale. Inspecția Muncii și Ministerul Muncii sunt parteneri în organizațiile internaționale și europene, unde se stabilesc obiective comune. Ce aș vrea să mai spun în domeniul relațiilor de muncă, ne confruntăm cu un număr destul de mare de solicitări referitoare la anumite probleme pe care le întâlnesc salariații în interiorul societăților. Așa cum voi puteți vedea, voi spune statistica solicitărilor, foarte multe sunt rezolvate în interacțiunea directă, fie cu purtătorul de cuvânt, responsabilul de relații cu publicul, fie de inspectorii de muncă, atunci când salariații se adresează inspectoratului teritorial. Considerăm că este o relație deschisă, directă, cu o instituție, deși specificul nostru este de control, dar încercăm să rezolvăm problemele care sunt totuși, pot fi rezolvate prin, să spun așa, reglarea unor mecanisme, fie economice, fie juridice, sau înțelegerea problemelor respective, pentru că uneori nu toți angajatorii înțeleg complexitatea ansamblului de legi pe care îl gestionăm. Dar, și așa cum spun, sunt destul de multe, deci avem foarte multe persoane care se adresează în mod direct, dar preferăm ca anumite aspecte să fie rezolvate în mod direct, în interacțiunea cu inspectoratul teritorial, cu reprezentanții noștri.